Bine v-am găsit la horoscopul săptămânii cu numărul 15 din 2024. O săptămână cu 3 evenimente de top. În ceea ce urmează, așa cum v-ați obișnuit poate, în prima parte a acestui film veți vedea descrierea acestor aspecte astrologice. Deci dacă vedeți varianta completă a acestui horoscop săptămânal, știți bine că încep cu aspectele planetare, dar de câteva săptămâni încoace am introdus și varianta scurtă, prescurtată a horoscopului săptămânal doar pentru câte o zodie, încât dacă nu aveți răbdare necesară să vedeți și introducerea, căutați și filmulețele scurte doar pentru zodia voastră, adică doar previziunea pentru săptămâna cu numărul 15 pentru zodia care vă interesează. Și dacă nu știți ce horoscop să ascultați, vă recomand să ascultați zodia natală, dar dacă vă cunoașteți și zodia ascendentă, căutați în principal zodia ascendentă, horoscopul săptămânii și zilei și lunii și toate celelalte pentru zodia ascendentă, în completare cu zodia natală. Pentru că, de fapt, astrologia lucrează pe casele cerului așa cum pornesc ele de la ascendent încolo, încât unele evenimente se produc în niște case care vă reprezintă. De exemplu, eclipsa despre care vă vorbi imediat se produce în anumite case și de aceea e recomandabil să porniți orice horoscop cu zodia ascendentă. Dar, și aici am un detaliu de dat, dacă știți că ascendentul pică pe un final de zodie, e posibil ca unele evenimente să nu se producă așa ca și cum ar fi ascendentul pe grad 0, de exemplu, cu o zodie întreagă. Și de aceea vă recomand doar în astfel de situații, dacă aveți un ascendent pe final de zodie, să ascultați și zodia imediat următoare cele ascendente. De ce aveți de ascultat 2-3 zodii? Așa că vă invit să le căutați în playlistul dedicat pentru zodie sau să căutați jos în descriere minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, așa cum spuneam. Nu uitați să vedeți și horoscoapele lunii aprilie, nu uitați să vedeți în fiecare zi horoscoapele zilnice care apar pe acest canal de YouTube și nu uitați să vă abonați dacă vă place genul. Dacă sunteți fan horoscop, dacă rezonați la ceea ce spun eu în aceste filme, vă invit să o faceți, există jos butonul subscribe și alături este și un clopoțel care odată apăsat, activat, vă va trimite orice notificare de câte ori eu postez pe acest canal de YouTube și postez în fiecare zi. Vărsătorul. S-ar putea să aveți o ușoară tendință de fugă, de amânare din multe puncte de vedere. Sunteți în fața unei provocări importante, o decizie majoră de luat, un răspuns de dat, un examen între ghilimele. Parcă sunteți în fața unei uși și voi trebuie să treceți pe ușa asta. Dar uite așa vă fofilați, dar uite așa n-aveți timp, dar uite așa aveți cu totul alte activități ca să nu faceți lucrul ăla. Găsiți scuze, găsiți motive. Lasă că o fac săptămâna viitoare, lasă că nu-i momentul. De fapt, la originea eschivei poate fi o oarecare doză de comoditate, poate vi se cere un efort, nu e ușor să faceți lucrul la care vi se cere. Și de s-ar putea să fiți genul de om care își caută orice altă activitate în afară de lucrul ăla pe care trebuie să-l faceți. Probabil un lucru important. Nu e un fleac, nu trebuie să duceți mașina la spălat și o amânați. Nu trebuie să faceți curățenie în baie și o amânați. Nu, s-ar putea să fie o mare decizie, dar pe care nu sunteți pregătiți să o luați. Gen, nu crezi că a venit vremea să dai examenul ăsta pe care l-am amânat de 3 ani? Nu crezi că a venit vremea să te angajezi? Nu crezi că a venit vremea să te însori? Și uite așa, pasați de colo-colo, ați pasat de colo-colo cât s-a putut. E, se pare că nu se mai poate amâna. Intervine cineva, intervine ceva care vă zguduie și zice, știi ce, e cam ultima șansă în care poți face lucrul ăsta. Că dacă nu o faci, ai să ai un mare punct în minus la împlinirea vieții tale. Cum am zis? Însoară-te, că era scris să te însori, fă un copil, că era scris să faci un copil,
toate alea scrise în contract și pe care lasă că am timp, lasă că nu acum, lasă că nu-s pregătit, lasă că mai vreau să copilărez, lasă că. Oarecare comoditate, oarecare teamă, oarecare, da, eschivă, ăsta era cuvântul. Dar apare un îndrumător în viața voastră, un profesor în viața voastră, un zguduitor în viața voastră care vă trezește, alo, vezi că ăsta e trenul tău, dacă și pe ăsta îl pierzi, unde mai găsești tu astfel de tren? Și probabil ceva vă trezește din comoditate, din somn, din hibernare, din așteptare, din... Vă complăceați într-o zonă așa liniștită. Era complicat să vă ridicați de pe fotoliu și să faceți lucrul ăla. E, și o veți face. Că vă place, că nu vă place, vă veți lăsa îndrumat sau pistonat sau activat de respectiva persoană sau poate nici măcar nu e o persoană, poate este un semn, un semnal de sus. Fă, acum fă, că mâine s-ar putea să fie prea târziu. Ridică-te și fă, acționează, că nu mai poți amâna. Și decizia pe care o veți lua vă va satisface mai devreme sau mai târziu. Poate nu imediat o să-i vedeți roadele, dar nu o să mai fugiți, dar o să vă întoarceți și ziceți, bine, ok, hai să mă ridic, așa parcă vă întindeți din toate încheieturile, mă, ce bine a fost, am dormit, am stat, am așteptat, poate pică din senin. Nu pică nimic din senin, ci de la voi citire vine lucrul ăla pe care, de care ați fugit, pe care ați zis că nu, las că am timp, mă sor eu. Când? La 80 de ani? Lasă că am timp să caut un job. Când? La 50 de ani? E un ceas acolo care vă tică în ureche. Acu. E ultima șansă, e ultimul tren. Cât mai aștepți? Și o să vă ridicați de jos. Pentru că resursa la care trebuie să apelați acum, nu o să o mai aveți peste 5 ani. Tinerețe, acum aveți. Cunoștințele de după facultate, acum le aveți. Cunoștințele din liceu, acum le aveți să dați bacul. N-are rost să amânați încă o dată, că ați amânat prea mult și de-aia vine Saturn acolo și vă zguduie. Alo, ăsta e momentul. Dacă vrei recoltă la toamnă, sămânța se pune în sol acum. Dacă o pui în august, nu mai iese nimic.